Salut și bine v-am găsit. Numele meu e Ovidiu, lucrez în Cluj, în această clădire cu Dani, cu colegii voștri de la iQuest. Lucrez la o altă firmă, o firmă care se ocupă cu produse de securitate și în principal produse pentru prevenția furtului de date. Vin din Iași, am studiat și am lucrat acolo vreo 10 ani și acum vreo 7 m-am mutat la Cluj. Pentru firma asta. Principalele produse care le facem noi sunt de data loss prevention și device control. Device control se referă la controlul perifericelor, iar partea de data loss prevention se referă la inspecția conținutului, chestii un pic legate de firewall, dar mai puțin, și partea de mobile device management, partea care controlează sau face provisioning automat la dispozitive mobile. Asta s-a întâmplat până acum vreo 2 ani, când compania noastră s-a gândit să dezvolte un produs care să fie pentru developers, un produs destinat acestui spațiu de compliance, regulations, nu știu cum se le spune în română, dar sunt și în România și vor trebui implementate cât de curând cu GDPR-ul. Cu General Data Protection Regulation. Motivul pentru care am venit astăzi să vă vorbesc despre aceste soluții este pentru că am observat că locul cel mai bun de a proteja datele este acolo unde e originea lor. Datele sunt create de aplicații. Toate aplicațiile care le construim noi ca software developers, toate aplicațiile care le folosim noi, generează date. Acele date au anumită importanță pentru unele companii, altă importanță pentru alte companii. De asemenea, în Cluj există o comunitate, că tot se vorbea de comunitate, există o comunitate pentru security, e free, se numește OWASP, vine de la Open Web Application Security Project. Sunt membru acolo și nu știu dacă aici local există un chapter pentru OWASP, dacă nu ar trebui să faceți, că se pot învăța multe lucruri. Iar printre lucrurile pe care le promovăm este partea de awareness a securității informației. Deci noi facem evenimente cam de 2, 3, poate chiar și 4 ori pe an, unde invităm pe oricine, chiar și din alte domenii, îi invităm să participe, să învețe despre securitate. Așa că dacă nu aveți OWASP în Brașov, e un moment bun să faceți. Veți primi susținere de la OWASP, organizația internațională, și ei vă vor ajuta și cu buget, și cu promovare, și cu multe alte beneficii. Ok. Cum ziceam, a proteja datele, a proteja informația din locul unde se generează, poate fi o soluție care chiar să dea roade și să ajute să previi pierderea lor. Pentru că aplicația respectivă poate ști cât de importantă este data respectivă. Dacă faci o aplicație de facturare, tu știi ce date trebuie să protejezi înăuntru. Punând niște bife simple într-un meniu, poți să faci aplicația respectivă să nu trimită, nu știu, să nu tipărească la imprimantă mai mult de 10 conturi de client. În felul ăsta, nu știu, dacă unul din angajații tăi vrea să plece acasă cu o listă întreagă de clienți, poți preveni asta. Ok. Le-am adăugat aici în niște categorii. Sunt multe categorii în domeniul securității informației. Noi lucrăm într-una dintre ele, dar sunt toate aceste categorii și cred că și mai multe au zeci, sute de soluții, iar majoritatea oferă acel mod de a interacționa cu ele, partea de API. Și poți foarte ușor să te conectezi la ele și să faci uz de ceea ce oferă ele prin funcțiile care le expun, prin funcționalitățile care le expun. Dintre cele menționate aici, pentru mine, cel puțin de interes, au fost cele de data loss prevention și vă voi enumera câteva. Veți recunoaște companiile care le dezvoltă și o să vă spun avantaje și dezavantaje.
Același lucru se aplică pentru toate categoriile și voi, în urma acestor informații, dacă vă sunt utile, puteți să faceți sau să implementați și voi în aplicațiile voastre aceste soluții. Câteva exemple și mereu încerc să încep cu cele care sunt open source sau free, pentru că OWASP este o organizație non-profit. Fiecare din aceste categorii sunt acoperite mare și prin framework-uri care sunt dezvoltate de Open Web Application Security Project. Ele se aplică mare pentru aplicații web, dar pot fi foarte ușor implementate și la nivel de aplicații desktop sau server, chiar și infrastructură, dacă doriți să le implementezi. OWASP are așa numitele top 10-uri, sunt câteva liste pe care le poți parcurge și să te asiguri că ale tale aplicații web au acele bife pentru, nu știu, SQL injection, de exemplu, sau pentru XSS, sau pentru autentificare corectă și apoi pentru autorizarea la anumite resurse. La fel, partea de Identity and Access Management de la Microsoft, de la Amazon Web Services. Din câte știu, în Azure nu poți să publici aplicații care să fie SaaS fără să nu interacționezi cu AD-ul lor. Deci trebuie să faci în așa fel încât să se poată autentifica prin acele IAM-uri. Pe partea de infrastructură și cloud, ceea ce vedeți acolo, Let's Encrypt, o să vi-l arăt și la sfârșitul prezentării, este o soluție gratuită de certificate SSL. Și ce e frumos la acest serviciu este că e valid în majoritatea browserelor. Așa că dacă aveți un server care nu are HTTPS și nu are SSL, pentru că poate nu se merită, un blog personal, de exemplu, nu are sens să cumperi un certificat de 50, 80, 100 de euro ca să îl pui la blog. Poți acum să îți înregistrezi prin Let's Encrypt un certificat SSL care ți-e valid 3 luni și are în spate și toate mecanismele necesare ca să-l reînnoiești. Deci nu trebuie să o faci manual. Majoritatea control panel-urilor gen kPanel sau Plesk o faci automat. Și pur și simplu conectezi un serviciu de Let's Encrypt, iar pentru site-urile care le ai acolo, îți generează certificate, le reînnoiește când e nevoie și tu n-ai nimic de făcut. Pur și simplu ai certificat SSL. Unul din produsele care au fost dezvoltate în compania noastră chiar face uz de Let's Encrypt, pentru că și ei încurajează utilizarea lor cât mai mult. Și din ce am înțeles, nu mă pricep la SEO, am impresia că Google acum îți dă un ranking mai bun dacă ai certificat SSL la pagine, ceea ce e un mare plus dacă ai nevoie de SEO. Ok, apoi mai sunt tot pentru web applications, m-am gândit că e un topic bun de acoperit. Sunt soluții care au și partea asta de freemium, ceva care poți folosi pentru un anumit timp sau într-o anumită măsură și le poți lua pe cele de la Tenable, Rapid7 și Contrast, cred că au soluții pe care le poți folosi în aplicațiile tale, tot așa prin API, interacționezi cu API-urile lor și poți să-ți scanezi servere, poți să scanezi aplicațiile pentru vulnerabilități și mai sunt și multe alte companii care fac asta. Și apoi ultima categorie de aici, ceea ce e de foarte mare interes în ultima vreme și mă bucur că există soluții gen Docker și modul de clustering cu Kubernetes și managementul prin Rancher. Astea sunt soluții care mă și mir că au luat atâția ani să fie aduse pe piață. Bineînțeles că au nevoie de securitate, nu doar când vine vorba de a expune portul din acel container. Majoritatea cred că dacă au făcut binding doar la un singur port, atunci totul e roz, nu e așa. Au date care pot fi stocate extern, ele în sine vin
cu niște pachete care multe sunt open source, nu știi ce vulnerabilități sunt prin acele imagini, merită să te gândești la o soluție care să îți dea un raport cât de securizat este sau, mă rog, cât de vulnerabil este acel container. Și, ce am mai zis? Ok, ajunge aici. O să fie publică prezentarea, o să-i o dau lui Dani să o pună undeva dacă o să o doriți, o să fie acolo. Ok, dintre API-urile de Data Loss Prevention, fiecare dintre mari jucători de software, dezvoltatori de software, cum e Microsoft, cum e Amazon, Google, ei au fost primii, de fapt, care au introdus așa API, toți au aceste soluții care te ajută să identifici în interiorul datelor tale dacă ai sau nu anumite lucruri care trebuie să le protejezi. De exemplu, dacă unul din angajații tăi încearcă să scoată din firmă, făcând send pe e-mail, la un document ce conține mai mult de 3 cărți de credit, numere de cărți de credit. Atunci poți să pui un threshold, un prag, la care serverul de mail să nu mai trimită acel mail sau să-l pună în carantină. Îl las acolo până un manager sau un supervisor vine și spune că ok, poți să trimiți acest e-mail sau poate trage la răspundere pe acel angajat. Ok. Google au venit primii pe piață cu o soluție de data loss prevention. Au o putere de procesare imensă, au algoritmi pe măsură, fără doar și poate, pot face o grămadă de lucruri, gen extras text din imagini și documente complexe, chiar în real time. Sunt aplicații, cred că este o aplicație unde pur și simplu îi faci poză sau pui camera către un card de credit și îți scoate numărul de card de credit de acolo. Fie în plain text, fie cu asterisk, ca să nu fie expus. La fel, au tot felul de acțiuni ce le poți face pe cele date. De exemplu, dacă implementezi Google API în, nu știu, într-o soluție de colaborare sau mesagerie instant messaging, poți, de exemplu, când cineva trimite un mesaj și conține un CNP, să-l mascheze sau să-l redacteze sau chiar să-l cripteze într-o formă. La fel și Amazon. Amazon a cumpărat o companie care era denumită, nu știu cum, a transformat un Macy, o soluție de prevenție a furtului de date din ceea ce oferă ei în AVS. Din ce știu eu, și Google și Amazon se axează doar pe datele care sunt la ei. La Google mai există un avantaj că au un API în care poți trimite date de pe local, ți le scanează și îți dă raport. Niciuna din aceste soluții nu poate fi implementată complet offline. Adică poate fi implementată offline dacă folosești servere în infrastructura lor, pentru că acolo îți dau posibilitatea să te legi la infrastructura lor. Dar nu pot exista standalone, fără a fi conectate la acele servicii. Microsoft, în schimb, a abordat altfel partea de privacy și data loss prevention în suita Office, iar ei oferă un mod de a exporta acele policies și le aduce chiar și local, dacă te interesează. Deci nu doar în cloud. Pe toată suita Office, dacă o folosiți, nu știu ce folosiți în iQuest, că majoritatea sunteți de la iQuest, poți bifa, de exemplu, nu trimite cărți de credit sau nu salva documente cu cărți de credit. Acele reguli le poți importa și local, dacă e nevoie. CloudLog și Nucleus sunt niște soluții care se bazează sau sunt cu un specific și se axează doar pe anumite soluții, iar ultima este ceva ce am dezvoltat noi la Cluj, acolo în clădire cu iQuest-ul. E o soluție care am făcut-o să fie cross-platform și să fie implementată fully offline dacă e nevoie. Deci dacă faci aplicația de facturare care trebuie să mascheze
e-mail-urile, în momentul când trimite un e-mail sau trebuie să mascheze codurile sau conturile clienților în momentul când vrei să dai send sau print la un e-mail, la o factură, asta va face în funcție de ce anume configurezi tu. Dintre datele care pot fi protejate cu toate aceste soluții care vi le-am prezentat, cele mai importante sunt cele financiare și cele de PII, ceea ce e denumit Personal Identifiable Information. Este ceea ce identifică un om în anumite sisteme informatice. Deci tot ce înseamnă, nu știu, data nașterii, chiar și nume, prenume în contextul ăsta. Google API are o bază de date imensă cu nume și poate masca și acele nume. Asta înseamnă puterea de procesare în cloud de care ei fac uz foarte, foarte mult în aceste servicii. Și tot ce vedeți acolo, inclusiv o tonă de fișiere, și nu doar fișiere, ci și mime type-urile dinăuntru. La noi în soluție avem așa în front-end undeva la 100 de file type-uri, dar pe back-end, pe partea de API în sine, cred că sunt undeva la 500 de mime type-uri care sunt identificate, se extrage textul din interiorul acelor fișiere, se scanează în funcție de politicile care le-ai selectat și la sfârșit primești un raport cu ce e anume înăuntru. Ce faci mai departe e la latitudinea ta, că am observat că nu toți vor să blocheze sau să cripteze fișierele. În felul ăsta poți să ții deciziile în funcție de ce conțin datele. Ceea ce fac aceste API-uri îți dau mai multă valoare datelor care le ai, dacă tu nu o știi sau nu o înțelegi. Exemple de cum anume se procesează acele date, gândiți-vă la orice sursă de date, fișiere, cel mai comun, cel puțin în industria noastră, cele mai comune threat-uri vin din fișiere. Angajați care transferă fișiere în cloud, pe device-uri, pe imprimantă, la tipărire, tot felul de fișiere. Dar apoi mai sunt stream-uri continue de date, că acum e foarte la modă să poți trimite flux continuu de date. Mai sunt aplicații care nu stochează nimic local și totul trimit într-un server, gen fac post pe un endpoint dintr-un API. Oriunde se pot adăuga aceste soluții și pot să identifice informații și să le redacteze, să le mascheze, să le cripteze, iar Google oferă posibilitatea de a înlătura informațiile personale. O numesc anonimizarea datelor sau ceva de gen. Între clienții care am avut noi și apoi am mai citit și în presă ce anume, ce implementări are și Google, ce implementări are și Amazon cu soluția Macy, Slack nu avea partea de protecția datelor. GDPR-ul era bătea la ușă și aveau nevoie de ceva care să aibă în interfață să poată să pună o bifă că e GDPR compliant. Ok, există multe feluri de a face asta. GDPR-ul nu e doar despre a proteja datele, e un proces imens și e mult de lucru. Dar una dintre componentele GDPR-ului este să ai grijă că datele tale sunt păstrate într-un anumit fel care să fie compliance cu această regulă. Iar Slack putea să facă acest lucru cu echipele de dezvoltatori care au o grămadă de developeri sau puteau să folosească ceva. Și cred că au folosit, nu știu exact care dintre soluții, pentru că nu e public, au folosit un API, probabil cel de la Google, la cum arată, și au făcut-o foarte repede. Cred că, nu știu, dintre clienții noștri care avem, de obicei adaugă în soluțiile lor acest DLP în o săptămână de lucru, ceea ce e foarte ok și chiar e eficient din punct de vedere al costurilor și al timpului. Ok. Vă spuneam de acțiuni automate care se pot
implementa în momentul când știi ce date ai înăuntru. Nu știu, dau un exemplu, pot crea un threshold de genul dacă în documentul meu sunt două adrese de e-mail, două cărți de credit și un CNP, ok, fișierul ăsta deja e prea, e confidențial, are deja prea multe date în el, trebuie să se oprească. În felul ăsta poți să-ți implementezi acțiuni de block, de encrypt, de una dintre opțiuni care am văzut că au fost implementate la clienții noștri, au fost să îți aprobe un manager faptul că poți trimite acel fișier pe mail, de exemplu. Că așa e politica. Ok, o să trec peste ăsta și vă spuneam că toate aceste compliance rules se pot dezvolta de către o firmă de soft. De cel mai multe ori se și întâmplă. Dezavantajul este că durează. Durează și apoi firmele nu au experți care să urmărească domeniul și să vină cu tot felul de reguli, tot felul de legi, tot felul de politici. Aceste lucruri durează și trebuie să-ți formezi oameni. Și costă. Costă bani și costă timp. În loc să petreci un an de zile făcând asta cu o echipă, poți să achiziționezi sau să folosești un serviciu, chiar și open source, sunt foarte multe baze de date cu vulnerabilități, sunt foarte multe baze de date cu compliance and regulations. Le poți lua, le poți folosi în aplicațiile tale și să ajungi mai repede în piață cu produsul, ceea ce e vital în domeniul nostru. Și te vor ajuta. În momentul când cumperi o soluție, de obicei ți se dă și o asigurare. Și acele companii care dezvoltă aceste soluții de DLP, de Data Loss Prevention, îți vor garanta că ele păstrează la zi toate acele reguli pentru compliance. Câteva exemple simple, ceea ce am văzut că se implementează de către clienții noștri, sunt soluții de backup, soluții de messaging, soluții de colaborare pentru intern, dar și cu contractori sau cu alte entități cu care lucrează, alte companii. Aplicații mobile, soluția care s-a dezvoltat la noi, ca și celelalte soluții, pot fi adăugate la aplicații mobile. Toate au SDK-uri care acoperă o gamă largă de programe, de limbaje de programare, C, C++, Python, Java, Go, PHP, majoritatea soluțiilor sunt acompaniate de un SDK, ceea ce oferă un mod mai ușor de a implementa aceste soluții. Tu nu trebuie decât să faci apel la funcții fie în cloud, fie local, depinde cum implementezi soluția ta. Aș putea zice așa din experiență că cam 50-50 e media în care sunt cei care nu vor să lucreze cu un cloud și cei care vor să lucreze cu un cloud provider când vine vorba de date. Probabil și unul dintre motivele pentru care avem mulți clienți care utilizează produsul nostru doar în mod offline, total offline. Nu îi interesează să transfere datele, ci pur și simplu să le catalogheze, clasifice în interiorul companiei. Una dintre soluții ce am văzut că mai poate fi implementată este partea de clasificare. În funcție de un algoritm, suntem la început cu partea de machine learning, dar se lucrează la ea, se dezvoltă tot mai multe modele care ulterior se folosesc pentru a putea clasifica datele în funcție de necesitățile companiilor. Practic e o interfață unde faci drop la mai multe fișiere, iar acele fișiere sunt catalogate și tu le aprobi. Dacă le-ai aprobat, înseamnă că ești mulțumit de rezultate. E un exemplu în Go, în Golang, în care faci post la un fișier, fișierul e scanat, primești răspuns înapoi, ce faci mai departe e la latitudinea ta.
În momentul în care știi că în acel document ai date confidențiale, poți lua o atitudine. Dacă nu, e cam greu. Și... ok. Da, soluțiile care, de care v-am spus sunt pentru majoritatea infrastructurilor, funcționează cu o grămadă de limbaje, majoritatea sunt cross-platform, înseamnă că scrii odată și folosești pe orice platformă, inclusiv pe Android, pe iOS și în modul nativ, nu doar folosind un API extern. Și poți să-ți introduci în aplicația ta. Un exemplu bun este pentru acele, acele aplicații care sunt folosite, de exemplu, de persoane care colectează datele prin cluburi sau restaurante, când vin și particip la diferite promoții, în momentul când vrei să salvezi și eventual să trimiți acele informații către o soluție de centralizare, să poți să le anonimizezi sau să le poți cripta, dacă sunt. De obicei sunt date confidențiale acolo. Okay. Cam atât pentru asta. Am deschis și două site-uri aici. Unul dintre ele este de la Qualys. Qualys e un furnizor de servicii de securitate pentru cloud, iar soluția care e deschisă aici e gratuită și îți dă posibilitatea să-ți testezi site-urile din punct de vedere al calității implementării securității SSL în principal, a certificatelor, dar nu numai, ci și a diferitelor policies care trebuie să existe într-un web server, într-o aplicație. De exemplu, dacă scanăm aici, nu știu, Dani, putem scana iQuest Group. Așa e? Da? Putem? Da? Da? Va dura puțin. Ce face în spate e că generează un raport, testează pentru diferite versiuni de TLS, testează pentru implementări de headere care sunt importante pentru security, gen secured cookies, gen certificate stapling, ceea ce ajută sau ceea ce ar trebui să ajute să nu ți se poată face man in the middle attack și la sfârșit vei primi un raport cu o notă așa simplu de citit ABC cu verde și cu roșu. Când se va termina o să-l arăt aici. Și o să mai deschid încă unul. Qualys. Puteți să le, când mai dezvoltați, sau, nu știu, cei care lucrați în partea de operații și trebuie să faceți deploy la ceva soluții care sunt cu reguli de securitate mai stricte, să vă verificați dacă ați făcut implementarea corectă. Ceea ce e fain e că la fiecare secțiune îți dă hinturi, îți dă indicații cum să faci mai bine implementarea. Fie te întreabă, nu știu, ai Nginx, ai Apache, ce anume folosești pe spate ca să-ți dea indicații despre cum să faci mai bine implementarea acolo. Punem și sensitivity. Pentru asta? Trebuie căutat pe GitHub, probabil că da. Cel mai probabil da. V-am spus de Let's Encrypt. Let's Encrypt îți dă tot ce ai nevoie să-ți pui certificate SSL în serverele tale, ceea ce e foarte, foarte la îndemână. V-am zis că e extrem de ușor de folosit. Are un agent care se instalează pe server, de la Windows până la orice distribuție de Linux și acel agent, acel serviciu se va ocupa de renewal, se va ocupa de chiar te și anunță pe e-mail când expiră certificatul și e gratuit. Cred că astea au terminat? Nu. Aproape. Imediat vă dau raport. Aici am implementat un scanner simplu. Mai devreme colegul al cui e laptopul, m-a lăsat să fac un document aici. Sper să ajung la el. M-a lăsat, dar l-a ascuns. File system desktop. Ok. Desktop. Home.
Nu e aici. Ah, ba da. Ok, acel fișier care conține câteva... Unul dintre astea două nu e niciunul al meu, dacă ia cuiva de aici, îmi cer scuze. Unul e valid, unul nu, sper. O să-l trimitem la scanat și să vedem. Aici pe dreapta sunt ceva setări de cărți de credit, de tot felul de lista ce v-am arătat-o mai devreme. Dicționare, se pot defini termenii tăi proprii sau chiar și regular expressions. Dacă nu le găsești în cele predefinite, majoritatea îți dă opțiunea să îți compui tu respectiv. E destul de puternic. RegExpo nu e la fel de eficient cu ceva precompiled, cum e în cele standard, în astea, Visa, Mastercard, Social Security Number, Address, E-mail, dar e ceva ce poate să vă ajute. Ok, și ziceam că... Ar trebui să scaneze ce e înăuntru. A găsit un e-mail, un credit card și un social security number de România. Cel cu 2.9 e corect, celălalt nu l-a găsit pentru că e incorrect. Ceea ce e fain la aceste API-uri că poți să scrii numerele de, sau mă rog, în documente de obicei datele se găsesc în tot felul de forme, chiar și așa, 1, 2, 3, 4, și chiar și așa ți le va găsi, chiar dacă încerci să le ascunzi sau să le... Nu mai funcționează, deci ok. Ok, e bine. Nu e bine pentru că majoritatea site-urilor mari, cele care se adresează multor dispozitive și multor platforme, trebuie să mai relaxezi un pic din reguli. De exemplu, dacă vrei să suporți o versiune mai veche de Android sau o versiune mai veche de Internet Explorer, nu ai ce face decât să relaxezi un pic server security policies. Nu ai cum să. Altfel, de exemplu, dacă ai un Android cu o versiune mai veche, efectiv nu vei putea accesa acea pagină, ceea ce pentru unele afaceri, pentru unele business-uri e rău. De exemplu, într-un demo care a fost ținut la Betfair, am scanat betfair.com și avea ceva de genul C sau C minus. Pentru că suporta TLS1, care sigur l-au scos acum, dar nu avea cum să, și plus alte altceva ce în jos aici, am zis că vă arată, de ce anume a primit acea notă, ce anume a făcut downgrade la notă de la un A către B. Și este acest TLS care e mai weak din punct de vedere al soluțiilor actuale de decriptare a datelor. Pentru că poți face brute force acum mult mai ușor decât înainte și e considerat weak. Chiar și acest cipher va dura mult și va trebui multă putere de procesare să-l afli, dar e considerat weak. Așa, și celălalt e A, pentru că e un site mult mai nou și nu cred că dă aceeași importanță poate cât dă iQuest pentru baza de date sau clienți. Ok. Nu l-am scris bine, nu l-au găsit, dar v-ați făcut o idee, cred că mare. Ok. Cam atât. Întrebări? Te rog. Da. Asta, din punct de vedere al unui API, e foarte greu să o faci. În schimb, toate soluțiile de data loss prevention, însemnând Symantec, însemnând Digital Guardian, soluții mari care au sute, milioane de instalări și mai sunt câteva companii foarte mari care fac asta, au această funcționalitate. Pe endpoint-uri, aceste soluții de endpoint security au un agent local, de cele mai multe ori scris în C sau C++, care are drivere la nivel de kernel
și în momentul când se face boot-up, acele drivere sunt încărcate și tu când vrei să faci copy-paste, efectiv îți va bloca sau monitoriza, depinde de setare, clipboard-ul. Deci efectiv îți va opri clipboard-ul din a-și însuși acea informație. Pentru că la urmă și clipboard-ul pe Windows e o aplicație. O aplicație care efectiv extrage date dintr-un loc și le stochează. Dacă blochezi acea aplicație, pentru că asta face o soluție de endpoint security, se uită la o listă de aplicații, dacă acea aplicație este sau nu whitelisted, fie pe whitelist și report, sau fie pe whitelist simplu, pur și simplu nu interesează, te va lăsa să o faci. Dacă e pe blacklist, e blocată, nu te va lăsa să faci clipboard, nu te va lăsa să faci print screen, nu te va lăsa să trimiți ceva la imprimantă. Toate aceste moduri de a scoate datele din acel endpoint sunt blocate. Apoi, după ce se blochează aceste porturi sau aceste aplicații, se trece la partea de DLP, de Content Inspection. Că majoritatea soluțiilor de Data Loss Prevention funcționează contextual. Dacă vine din aplicația Skype și conține credit card numbers și înainte am mai avut și un report, un text report, atunci, în contextul ăsta, acea informație nu trebuie să părăsească compania. Da, asta face toată lumea. Adică toată lumea care are implementat, toate companiile care au implementat o soluție de endpoint protection sau de data loss prevention. La început era antivirusul. Așa s-a început partea de protecție a calculatoarelor în companii. Dar aia nu a fost suficient. Antivirusul nu bloca intenția de a scoate fișierele sau de a scoate datele din firmă și nu bloca omisiunea. Pentru că sunt foarte mulți angajați care efectiv nu-și dau seama că au făcut drag and drop la un fișier ce conține formule, poate, de importanță mare pentru companie, au făcut drag and drop în fișierul, în stick-ul cu care pleacă acasă. Și nu din rea voință, ci pur și simplu au crezut că își copiază pozele acolo. Dau un exemplu. De ce ar avea poze la serviciu? Nu știu. Dar poate au. Și efectiv copiază un folder întreg, care poate fi tot research-ul pe un an de zile, și îl pun într-un stick. Stick care poate fi foarte ușor pierdut. Și atunci ai pierdut datele. Dar soluții de genul Endpoint Protection, care sunt o evoluție a antivirusului, au aceste reguli care pot fi trimise către endpoint. Și în momentul când acel agent le primește, efectiv blochează perifericele. Soluția noastră care am dezvoltat înainte de aceste API, asta face. E o soluție de Endpoint Protection, se numește Endpoint Protector, pentru foarte original, și asta face. Nu te lasă. De exemplu, introduci un stick în calculator, acel stick nici măcar nu va apărea listat, sau dacă apare listat, e în read-only. Depinde cum ai cerut. Și de acolo sunt tot felul de scenarii care se pot implementa. Ok, lasă-l, dar doar 5 fișiere, nu știu, dau un exemplu. Sau lasă-l doar fișiere sub 1 mega. Sau lasă-l doar fișiere care nu conțin numere de cărți de credit. Ok, să-și ia fotografiile acasă. Ceea ce la ce se lucrează acum e OCR, cei care sunteți, dacă ați mai lucrat cu AI sau cu machine learning, OCR-ul este modul prin care poți extrage, cred că e object character recognition sau ceva de gen, poți extrage text sau litere din fotografii și inclusiv handwriting. Google face asta în cloud-ul lor. V-am zis că dacă ai o fotografie care e o fotografie la o carte de credit, o va găsi, o va bloca sau o va masca. Și e foarte eficient. Aici intervine soluția de mobile device management. Mobile device management nu e doar o soluție care îți dă. Nu știu, avem un client care au următorul setup. Au un perimetru, care este de obicei clădirea lor, clădirea unde lucrează angajații. Iar în momentul când intri
prin geolocation în perimetrul respectiv, din software, din reguli, au spus că în momentul ăla camera e disabled. Și asta face MDM-ul. În momentul când ai introdus, când ai intrat cu bring your own device, dacă e acceptată sau nu politica asta în companie, în momentul ăla, în interiorul companiei, nu îți va funcționa camera. Iar Apple și Android-ul, Google-ul, au dezvoltat această tehnologie în interiorul OS-urilor, special pentru a putea acomoda și această nevoie. Aceasta este una dintre soluții. A doua, am întâlnit-o la un client în Coreea de Sud, care lipește niște stickere pe camere. Deci, efectiv, dacă vrei să intri în fabrica lor, ți se lipește un sticker pe camera. Are ca... E ca și sigiliul la... E acel sigiliu care se deteriorează, știi? Filamentul de la sigiliu de la servere, de exemplu. Dacă l-ai dezlipit cât de puțin, e foarte vizibil că ai umblat la el. Deci... Avem clienți care efectiv au introdus aceste tehnologii în compania lor pentru a vedea care angajați scot sau nu date. Deci pe ei îmi bate logica și etica, dar pentru ei e mai important să-l prindă decât să prevină furtul de date, pare. Fiecare cu setup-ul lui. Asta găsești în India. N-am nimic cu ei. Aia da, că numai acolo sunt fabrici, crede-mă. Alte întrebări? Da, asta face MDM-ul. E o soluție foarte tare. Cea mai tare companie care face MDM se numește AirWatch. Și acum e deținută de VMware. Ei au cumpărat această tehnologie și oferă companiilor soluția software prin care pot controla dispozitivele mobile bring your own device. Ce pot face, de exemplu, când te muți dintre un sediu din România într-un sediu din Singapore, automat când ai ajuns în regiunea respectivă, în perimetrul clădirii, ți se activează setările de Wi-Fi specifice acelei clădiri, de exemplu. Sau în momentul în care ți s-a schimbat ceva la configurări la serverul de e-mail, poți să-ți facă push automat la noile setări, fără ca angajatul să trebuiască să-și bată capul ce port, ce setări, ce nume are serverul. Acum, cu soluții Docker și Kubernetes, sunt unele servere care au, nu știu, 300 de caractere în hostname. Introduc 300 de caractere într-un client pe mobil. Nu-i posibil. Mai aveai întrebare acolo? Da, majoritatea browserilor înseamnă pentru toate browserile mainstream. Mai sunt alte browsere care sunt cu specific, nu vine acum niciun nume, dar sunt browsere cu anumit specific unde nu funcționează pentru că ei nu au importat root certificate authority în browser. Dar pentru Chrome, Firefox, Safari și acele câteva browsere de la Microsoft funcționează fără nicio problemă. Nu, eu nu văd nicio problemă. Eu sunt un adopter al Let's Encryptului și îl sugerez. Ba chiar am discutat o oră întreagă la un moment dat despre serviciul lor și l-am prezentat printr-un demo cât de ușor îi. Nu văd nicio problemă. Scuze dacă asta s-a înțeles. Mie nu mi se pare. De ce nu mi se pare, sau cel puțin din punctul meu de vedere, acest mod de a pune puterea în mâna mai multora. Pe când la Symantec, cel mai mare furnizor de certificate SSL din lume, au avut probleme. Nu știu cât sunteți familiari cu problemele mari care le-a avut Symantec. Una dintre ele a fost cumpărarea unei companii care vindea certificate root sirienilor. A fost un mare scandal, cred că se numea WebRoot, acea companie, dacă nu mă înșel. Deci ei vindeau certificate SSL, gen google.com, sirienilor, care ce făceau? Le instalau pe serverele din NSA-ul lor, nu știu cum îi zice, serviciilor de informații, da? Și impersonau alte servicii pentru a intercepta trafic. Da, unde e etica aici? Și
cum să am plăcerea de a lucra cu un certificat semantic în comparație cu un certificat care este open source și susținut de o comunitate imensă acum, de acea Electronic Foundation, Foundation cred că se cheamă, sau Electronic Frontier Foundation, da. Am mult mai multă încredere eu personal în ei, dar sigur vor fi mulți care nu vor avea. Și recent, mai e un lucru, Symantec a avut două certificate importante, două root cauri scoase din browserele de la Google, pentru că nu erau cum trebuie. Și noi am avut un certificat cumpărat de la ei, un wildcard, care a trebuit scos de acolo. A trebuit să cumpărăm altul pentru că ăla nu mai era trusted. Așa, dintr-o dată. Se găsește în știrea, anul trecut s-a întâmplat în octombrie. Alte întrebări? Alte întrebări pe security, dacă sunt. Ok, mulțumesc. Scuze, zi. Mai este o întrebare, scuze. Discovery. Păi trebuie la discovery. Partea de discovery la ce ai deja. Că poți face și asta. Un use case, și chiar l-au implementat clienții noștri, este să-și descopere în Samba servers, iau toate datele care le aveau deja acolo, le scanează. Le scanează, ceea ce numesc eu discovery, și le cataloguează în funcție de ce găsesc înăuntru. Asta fac. Au niște agents care le fac ce deploy sau îi conectează automat prin SMB, fac fetch la datele alea, sunt niște fișiere la urmă urmei. Alte companii au implementat conectori la DB și au conectori care au luat și datele din urmă și inspectează toate datele care vin curent. Păi tu poți folosi ce îți oferă acel API, încearcă să, eu cel puțin mă gândesc la API, nu doar la un web API. Un API care poate fi și local, nu? La urmă urmei API-urile nu au fost inventate de web în sine, ci de Windows, sau cred că de Linux, nu de Windows, de comunitatea Linux. API as an application programming interface, nu web API. Era o întrebare? Te rog. Am zis că sunt avantaje și dezavantaje. De exemplu, la Google primești puterea de procesare, dar nu primești privacy-ul. La Nucleus primești privacy, dar primești suport doar pentru suita Microsoft Office, locală. Cu produsul care l-am dezvoltat noi, eu vreau să cred că primești amândouă, pentru că noi avem modul de licențiere care funcționează full offline. Nu e nimic. Nu te leagă nimic la un alt serviciu. Totul este puterea de procesare locală și în felul ăsta poți să-l implementezi și la bancă. Și avem două bănci care au implementat asta. Acum toată lumea s-a grăbit cu GDPR-ul, a fost o nebunie. Toată lumea a cerut ceva să le funcționeze. Și pentru mulți nu conta dacă protejează, ci pur și simplu să cumpere ei serviciu, să pună bifa acolo pe aplicație și să zică, uite, eu am cumpărat soluția asta de la CoSoSys din Cluj și mi-a dat assurance că am bifat GDPR-ul. Mergeți la ei și luați-vă de ei. Da. Nucleus, Sensitivity.io și dacă băncile, acele bănci au, folosesc un private-public cloud, gen un hybrid solution de la AWS sau de la Azure, ei au, pentru cloud-urile lor, au soluții de data loss prevention. Ok. Mulțumesc.